Japonezii l-au privit ca pe o minune a gimnasticii, chemându-l în Țara Soarelui Răsare pentru a afla secretul. Flavius Scoții avea o ușurință uimitoare de a executa elementele cu înșurubare, iar medaliile europene și mondiale sunt o consecință a talentului său de excepție. A fost conștient de valoarea sa, dar în același timp a considerat că doar talentul, fără antrenamente și fără un gram de noroc, nu poate duce la performanțe de excepție. Avea doar 19 ani când antrenorul Dan Grecu s-a hotărât să-l includă în echipa pentru europenele din 2006. Acolo, Coții a preluat ștafeta de la Marius Urzică și s-a calificat în finala la cal. La Volos, fără presiunea rezultatului, a fost singurul dintre cei 8 care nu a ratat, câștigând aurul în fața unor gimnaști mai bine cotați. De-a lungul timpului, Flavius Coții nu a îmbrânzit numai calul cu mânere. A fost un gimnast complet care a contribuit la medaliile echipei și care a știut să se impună atât în competițiile individuale, cât și în finalele de la cal, sol sau sărituri. Pe lângă ratarea podiumului olimpic atât la Beijing cât și la Londra, Flavius Coții mai are un regret. În 2011, la europenele de la Berlin, a fost la doar 5 sutimi de câștigarea aurului la individual. A fost învins la limită de reprezentantul gazdelor, Philip Boy. Pe măsură ce treceau anii, Coții a început să intuiască pericolele la care se expune din cauza dificultății din ce în ce mai ridicate elementelor și mai întâi la antrenamente, mai apoi la competiții, au apărut problemele. A decis să se retragă la doar 26 de ani, după ce câștigase 12 medalii europene și mondiale, dintre care 3 de aur, fiind al treilea după Drăgulescu și Urzică.